Haideți la protest! Haideți la protest pentru lărgirea străzii! Știm că pentru viitorul copiilor! O să doarmă toată viața așa! Și noi am fi vrut să dormim acum! Aici sunt mii de locuințe. Și toată lumea se înghesuie. Și oameni afectați. Fiecare dimineață. Vrei să ieși cu bicicleta, cu trotineta, mergi sub roțile mașinilor, că n-ai unde. Da. Vrei să mergi cu mașina, faci o oră până în centru. Da, și cu autobuzul la fel, că stă oricum blocat în trafic, da, că nu are bandă separată. Și pietoni. Este protest pentru lărgirea tranziției Ghencea. De ce nu veniți și dumneavoastră? De ce nu vin? Păi de fiecare dată eram singur acolo. Ei, uite, acum nu mai sunt. Sunt vreo 20. Da, acum am și o treabă. Să se scoată autobuzul, că trec, ies din bloc și ne lovesc autobuzul. Să scoată autobuzul? Poate lăsați mașina și treceți dumneavoastră la autobuz. Păi nu. În mod normal, autobuzele n-au ce căuta printr-un cartier. Printre oameni, sigur, am înțeles. Oamenii trebuie să meargă câte unul în mașină. Având în vedere că nu avem nici trotuare și sunt foarte mulți copii. Da, așa e, nu. Plus că și poluează. Poluează autobuzul ăsta hibrid sau sutele astea de mașini? Arătați-ne în STB-ul de aici, care sunt hibride. Nu prea. Arătați-ne și eu hibrid. Nu, autobuzul ăsta... Chiar dacă e hibrid, n-am văzut niciunul să meargă pe electric vreodată prin oraș. Tot timpul se aude motorul, adică e scris pe el hibrid, dar... Îmi place accentul tău. E frate de-al nostru. Nu contează, îmi place accentul. De peste prut. Dar mie nu-mi place... Cât te iei de accentul meu când vorbim de o problemă comună a noastră. Da, eu comentez despre problema noastră comună în trafic și noi ta comentez accentul. Bravo! Să vină